s-a întâmplat aici la final. Dăm și un happy birth. Tibile mele, Doamne să supraviețuiască tibile mele. Happy birth, mi se pare că îmi cam distruge bicicleta. Aici e zona care nu prea îmi place. Vreau să ieșim de pe traseu. Wow, ce viteză! Nu se poate așa viteză! Hop, am dat-o, vreau like! Am ajuns la ultima coborâre. Ne întoarcem la Ferry Trail. Am primit câteva hate la ultimul video. Eu mă distrez, atâta contează. Sfatul meu și pentru voi, doar să vă distrați. Aici ne lipim. Aici o să fie mai rapidă. Pietre cu memoale. Așa, pe memol, așa, pe memol. Aici, așa, aici. Așa, așa, bam. M-am lipit cu umărul de pământ. Mi-era frică să mă mișc, credeam că e clavicula ruptă. Suntem picioarele goale și vulnerabile. Încă sunt întregi după două coborâri. Haideți să dăm și un happy bear, să vedem dacă mai rămân întregi. Traseul ăsta era mult mai nașpa anul trecut, să vedem dacă s-a mai îmbunătățit situația pe aici. Wow, câte rădăcini! Nu, este la fel. Mamă, tibile mele, să supraviețuiască. Doamne, să supraviețuiască tibile mele. Atâta vreau. Sunt echipat complet. Protecții, cască, mască. Am uitat genunchierele și tibierele. Sper să nu-mi distrug picioarele. Hai să vedem cum e happy bear-ul. Prima oară când am venit la Sinaia, acum mai mulți ani, numai ăsta era singurul traseu. Ia să vedem ce o porțiune care îmi place mie. Așa. Au. Așa, încet. Că nu ne răbește nimeni. Wow. Ce mi-a alunecat acolo, prea multă frână. Ce să ne strecurăm între toți copacii ăștia. Ce multă, cât mai ține rădăcini. Ăsta, din păcate, traseul ăsta, happy bear-ul, mi se pare că îmi cam distruge bicicleta. Mamă! Cum era să iau acolo? Vezi, nu e bine că toată ești prea încet. Hai! Așa! Ăsta nu se pune, dar tot vreau like pe el. Să vedem pe aici. Dar așa, nu dau rampa asta, v-am zis. Dar dacă videoul ăsta face 1500 de like-uri, vă promit că vin aici la Sinaia Bike Park și caut toate jump-urile și le dau pe toate. Învăț, nu mai mi-e frică, nu știu, fac cumva, le voi da pe toate. Dați like, 1500 dacă face, 1500 de like-uri. Vă promit că fac cumva și le sar. Să vedem.
ani pe aici să... Și că odată era să am luat piatra aia, am dat cu bash guard-ul în ea direct. Ia uite-le pe astea, mânca le-ar tata pe ele. 1500 și le dăm pe toate. Uite oamenii, cu grătarul, chestii. Step-up-ul. M-am uitat puțin la ea cu grătarul din spate și uitasem de step-up. O să vedem așa și pe asta. Așa, ia uite contrapoanta aici. Opa. Opa, stai că era să ieșim de pe traseu. Nu vine nimeni, nu vine nimeni. Verificăm tot timpul să nu vine nimeni. Așa. Așa. Ia, încă o... Încă ceva nou pe acolo. Scuzați-mă, dar eu o să mă odihnesc puțin pe aici. Hai, ne ajutăm acum. Vedem puțin mai tare să ne facem de râs. Așa, pe aici. Wow, 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 ce viteză! Nu se poate, nu se poate așa viteză. Hop, am dat-o, vreau like. Vreau like. Slow, 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 man. Slow. Vreau like pentru aia. Și subscribe. Și like și subscribe vreau. Și vreau și share la toți prietenii voștri. Opa, ce era, ce era. M-am dezechilibrat puțin. N-am ajuns într-o poziție bună. Uite cum cobor. Mamă, dar e greu și pe picioare pe aici. M-a salvat Ibile la faza aia. Uite jump-ul. Pe ăsta, tătică. Pe ăsta. Ăsta. Vedeți? 1500 de like-uri. Și îl facem. 1500. Stop it. Get some help. Pe aici, pe undeva, să trebuiască să fie și Ivona. Ia să vedem că aici e zona care nu prea îmi place mie. Așa, așa. Și uite, eu, așa. Ușor, ușor. Mai bine l-am putut prin stânga pe acolo. Aici pe undeva. Ia să vedem noi. Nu. Așa. Se pune? Se pune că am sărit pe aia? Nu. Me llama el cocinero. Recita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, a las 2 de la tarde. Aici pe undeva. Eu găsim pe Ivo. Ah, uite. Uite pe Ivo, ne oprim puțin încet. Așa. Acum să mă fac de caca, să mă fac de căcat. Facem liniște ca să nu crede lumea că suntem nebuni, să nu crede lumea că vorbim de unii singuri. Și am ajuns la ultima coborâre. Ne întoarcem la Ferry Trail. O să încercăm să ne concentrăm mai bine, să vorbim mai puțin. Gondolele pe sus, dar n-am reușit să ne uităm la asta.
Nu știu dacă vă dați seama, dar eu mă tot pun pe șa, că mă obosesc picioarele, nu mai pot. Așa, ia să, hai să mergem ca la picnic, așa. Niciodată nu pot să o iau pe asta cum trebuie. Nu știu cum ar trebui să vin pe ea. Dacă știți, să-mi scrieți în comentarii unde ar trebui să iau pe aia ca să pot să iau virajul naibii. Aici ne lipim. Așa. Ne lipim. Bam. Îmi place că au pus, au colorat pietrele astea. Ieșit în afară, am luat odată o piatră din asta cu pedala. Jesus! M-a aruncat instant, m-a aruncat instant într-o parte, am căzut. M-am lipit cu umărul de pământ. Mi-era frică să mă mișc, credeam că e clavicula ruptă. Da, din fericire, nu a avut nimic clavicula, dar cred că umărul în sine n-a dus-o prea bine, că de atunci cam am probleme cu el, mai ales la sală. Dacă ridic multe greutăți, începe și mă taie la umăr acolo. Probabil s-a ciupit ceva. Dar să nu mai vorbim despre prostii, să ne concentrăm iarăși. Aici o secțiune mai rapidă, cu pietre, cu nămoale. Așa. Și mergem, bam, pe drumul frumos. Ne mai oprim aici puțin? Ne mai oprim. Uite-te la ele, Au. Mamă. De la prea multă frânare. Țin prea tare de ghidon. Știu. Spuneți-mi în comentarii ce pot să fac ca să nu mai doară chiar așa. Probabil o să spuneți că să învăț să mă dau mai bine. Am primit câteva hate la ultimul video că ei cu hardtail-ul se dau mult mai bine decât mă dau eu cu full suspension-ul. Și nu, probabil e adevărat. Probabil pentru că eu mă dau foarte încet, dar eu mă distrez, atâta contează. Și asta este sfatul meu și pentru voi, doar să vă distrați, să vă simțiți bine, nu trebuie să dovediți nimic nimănui. Ia să vedem trasa asta pe aici, așa, aici, aici, așa, îmi place. Așa, 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 acum jos, așa, așa să ne odihnim picioruțele. Așa, prin nămol, așa, prin nămol. Nu credeți că am un nebunit? Aici ne lipim. Bam! Hai, 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 hai! Ha! Ai, aproape! Mult prea încet! Ia să vedem, uite, risc! Și cu Ivona? Dumi! S-a întâmplat! Aici, la final! Am dat... M-am întors cu bicicleta și am dat aici, în angrenaj. Nu știu în ce căcat am lovit. Puteam să plec oare fără o lovitură? Puteam. Măcar nu m-am lovit rău. Asta a fost tot. Am dat niște coburi, ne-am distrat. Acum ne ducem să spălăm bicicleta. Interior, exterior, boss. Cum facem?